Azi voi face o rețetă de gogonele la borcan. Am morcovi, usturoi, foi de dafin, și țelină, piper boabe, aici am o oală, voi pune 1 litru de apă. Rețeta este 1 litru de apă, 1 litru de oțet de 6 grade. Voi pune 4 linguri de zahăr și 3 de sare. Oțetul. Voi pune și 3 linguri pline cu vârf de sare. Cinci am să pun de zahăr, pentru că zahărul conservă. 3, 4 și le face să rămână tari. O voi fierbe puțin până când se topește zahărul cu sarea. Nu trebuie să fiarbă, doar până se topește zahărul cu sarea. Bun, compoziția am terminat-o. O las să se răcească și mă apuc de gogonele. Voi începe cu gogonelele. Acum pe la jumate am să pun piper, 2 foi de dafin, usturoi. Usturoiul este bun că ține. Am să pun și morcovi. Și puțin țelină. Voi continua cu gogonelele. Așa arată borcanul nostru cu murături. Voi pune și oțetul cu apa și cu sarea cu zahărul, care le-am dizolvat. Voi pune capacul. L-am strâns bine capacul și așa arată borcanul meu de murături, de gogonele. O rețetă care nu se moaie,
E foarte simplă. Un litru de apă, un litru de oțet. Adăugăm 4 linguri de zahăr, dar eu pun 5 și la jumate 2 linguri de sare. Bun. O zi bună.